scriu și despre mine, după ce am scris despre atâtea subiecte, după ce am scris despre alții, să încerc cam în aceeași manieră să îmi povestesc și viața, și cariera, și intențiile, și realizările sau nerealizările mele. Sper că am făcut o greșeală de detașare. Pentru că, în orice caz, nu asta a fost ideea mea, să mă prezint într-o lumină favorabilă, să mă laud pentru ce am făcut, ar fi fost penibil. Pe de altă parte, nici n-am avut tăria asta de a scrie o carte care să fie publicată postum. Cam așa se întâmplă în cărțile de memorii. Dar mărturisesc că am fost curios să știu ce iese din cartea asta în relația cu publicul și dacă aș fi lăsat-o pentru urmași, probabil că n-ar mai fi avut un sal cu un bucăl sau altă. Cine știe de asta? Dacă ar fi să găsesc așa o temă cu care să pun toate detaliile, tot ce am povestit în această carte, cred că e lupta unui intelectual care ține tot din adinsul să fie independent, care se manifeste independent, într-un regim totalitar. E o contradicție aproape absolută. Cred că am fost puțin inconștient, sau poate chiar mai mult, alegând calea asta a libertății într-un regim care nu-și permitea nici cea mai mică libertate. Și asta a avut și unele costuri, este o plată pentru orice, dar până la urmă sper că am reușit să facă pe ceva și să fiu pregătit din prima zi, de la sfârșitul anului 1989, să intru pe totul altă traiectorie. Dar cam atât ce să spun despre mine. Vă rog, domnule Sanu, mie vă lăudați-mă dumneavoastră. Eu, înainte de a vă lăuda, v-aș invita să mergem pe firul pe care îl oferă această carte și să începem cu începutul, respectiv cu unul dintre capitolele din biografia noastră intelectuală care mi s-a părut remarcabil, tocmai pentru că este atipic din perspectiva posterității pe care noi chipul vă avem despre dumneavoastră, anume relația cu Ceoslovacia și cu intelectualii cehi. Aveți un capitol foarte interesant care pune în legătură biografia dumneavoastră și cu marea istorie, cu primăvara de la Praga și cu fenomenele care se petrec în Ceoslovacia înainte și după înăbușirea ei. Spuneți-ne ceva despre acest moment și cât a cântărit în conturarea personalității dumneavoastră. Da, cred că a cântărit destul de mult. În genere, cred că în viața oricui, ca și în marea istorie, contează foarte mult întâmplările. Întâmplările de multe ori neașteptate. Așa a fost în ce mă privește cazul bursii pe care am obținut-o în Ceoslovacia. Spun toată povestea asta în carte, cu un profesor cec, Marcule, care cunoștea bine România, care venise atunci la noi, în timpul singura bursă pe care am avut-o în viața mea, străinătate, și am stat 6 luni la Praga într-o perioadă foarte, foarte interesantă. Am ajuns după ce ajunsese de trupele patului de la Varsovia, nu asta a fost în august, și am ajuns la trecutul în decembrie 1968, și am stat până spre sfârșitul mai 69, am prins partea ultima a primăverii de la Praga, care tindea tot mai mult să devină din primăvară o toamnă sau chiar o iarnă cu un îngheț de plin. Însă acolo am văzut, într-adevăr, mai întâi cum funcționează istoria reală, cu mari manifestații, momente extraordinare, cum înmormântarea celui tânăr care și-a dat focul Ian Palar. Și mă aflam pur și simplu într-o societate, trebuie să spun, mai avansată sau mai apropiată de Occident din văsăturile ei fundamentale decât de România, unde primăvara de la Praga, într-adevăr, era o realitate pe care o simțeai, o izbucnire extraordinară de libertate, fiecare își manifesta deschis opiniile. Până și viața de noapte era ceva foarte interesant în orice România. Totul nu corespundea acestei izbucniri de
se știa, o să rămâșită. Dacă s-ar fi prăbușit, dacă s-ar fi prăbușit atunci regimul comunist din 68, stricăciunile n-ar fi fost poate aproape iremediat, cum au fost până la urmă cu un comunist care a durat încă 20 de ani în acasă. Și a stricat în ăștia ultim 20 ani și ce mai rămăsese mai puțin stricat în societățile europice, care și de semnale. Dar cam, și lucrurile s-au legat după aceea. Faptul că l-am cunoscut pe Marcel, l-am intrat la Flaga, am scris o carte despre relații între România și Slovaci, asta a condus și la invitația de a reveni, a fost pentru două săptămâni, în cadrul schimburilor frățești, cum se spunea, mi s-a oferit această posibilitate, dar tocmai legat de faptul se știa că mă ocupasem și că scrisesem despre problematica respectivă. Așa s-a întâmplat, am cunoscut-o pe Dumnezeu, la o conversă pe care o spun în detaliu. Și de aici ajungem la Patinar, la Marțien, la sfârșitul lumii. Toate se leagă, sigur, e o constantă care ține de trăsăturile mele intelectuale. Dar pe de altă parte, e și un impact pe care l-am observat adesea, un impact al întâmplării. Suntem în bună măsură conduși de întâmplare. Sigur, trebuie să avem credința noastră, să încercăm să ne marcăm drumul nostru, dar și lucrurile neașteptate și întâmplarea joacă un rol foarte important în viața fiecăruia dintre noi și cred că și în istorie. Nu e scris nimic dinainte, sunt multe drumuri și în viața unei persoane și în istoria cea mare, sunt multe drumuri din care alegem sau nu, nici măcar nu alegem. Istoria ne obligă să mergem într-o cale sau ca. Veți găsi în această carte și un tip de analiză mai puțin familiar și mai puțin previzibil al vieții universitare, pentru că profesorul Boia, deși nu a putut accede la gradele didactice pe care le-ar fi meritat din motive de glaciațiune administrativă, ca să mă exprim elegant, a asistat la avatarul acestei vieți universitare în deceniile 7-8 și există pagini foarte interesante legate de această navigare pe care erai obligat să o faci între diferitele cocuri ale râului istoriografic, să folosesc chiar și o metaforă. Și aveți aici o pagină foarte interesantă despre întâlnirea cu Lilia Mușat-Arteleanu, celebrul duo istoriografic. Dar nu despre asta vreau să vă întreb, ci despre modul în care ați devenit istoric al istoriografiei. Este un capitol din evoluția noastră intelectuală care probabil a fost primul ce a ocazionat recunoașterea internațională și poate tocmai pentru că este ceva mai puțin cunoscut și mai puțin asociat cu deconstrucțiile istorice care v-au făcut faimos, dar și detestat, aș vrea să le spunem și celor care sunt alături de noi de ceva despre această istorie a istoriei istoriografiei. Și aici rolul principal sau chiar rolul unic l-a avut întâmplarea, ca și în alte situații. Eu am trecut prin multe faze. Asta ține și de conjunctură, ține și de întâmplări, probabil că ține și de personalitatea mea intelectuală. Am multe curiozități și când mi se așează în față un subiect la care poate nu mă gândise niciodată, dar care ajunge să mă intereseze, atunci chiar să fiu obsedat și o pornesc în direcția respectivă pentru a rezolva problema sau domeniul care mi-a ieșit în cale. Deci, pur și simplu, eram asistent stagiar, fiindcă nu erau ore care să ne permită să avem o normă și să săltăm la calitatea la nivelul asistent titular. Îmi luasesem doctoratul, probabil că am fost singurul asistent stagiar sau preparator doctor pe care l-a
avut Universitatea din București și în condiții pe care le-am povestesc în cartul, dar are voi să mă desfac cum asupra lor, a devenit vacant acest curs cu seminarul respectiv de istoria istoriografiei. Și pur și simplu n-a avut cine să-mi ia, eu eram pregătit cu dragul de profesor. Și deci am fost singura persoană calificată, să zicem, să preiau acest curs. Și asta a însemnat pentru mine o schimbare completă de domeniu, fiindcă până atunci mă ocupasem de relațiile între români, cei și romani, și de relațiile într-un sens mai larg de religioare, etnic, monarhia monarhică, și mișcarea națională a românilor în Transilvania, teza mea de doctorat despre un gen rote, și am schimbat complet de direcție privind acest curs și seminarul respectiv de istorie de istoriografie. M-am apucat, nu știa mai nimic, de, nici nu urmasem o asemenea pregătire când am fost student, că nu exista atunci la Facultatea de Istorie. Deci a trebuit să mă pun să la lucru și am lucrat, am lucrat pe brânci, cum să spun, ca să inventez acest curs de istorie a istoriografiei, atât în plan universal, de la Herodot până astăzi, cât și în planul istoriografiei românești, de la Cronica, tot până astăzi. Și a fost pentru mine o lecție extraordinară, fiindcă asta mi-a dovedit, sigur, un anume progres în cercetarea istorică, dar mai ales multiplele fețe ale reconstrucției istoriografice. Există, acum o spun cu toată siguranța, că am o experiență pe care nu aveam încă atunci. Există o singură istorie, bineînțeles, reală, dar există nenumărate istorii, adică priviri, perspective, reconstituire ale istoriei. Și acei istorici noștri, mulți, prea mulți dintre ei, din păcate, încă nu au aflat, chiar și în tipul de istoria pe care o fac ei, este istoria adevărată, este unica istorie adevărată. Lucrurile sunt mai complicate și mult mai nuanțate, dar e cazul acum să țin o lecție despre ce înseamnă sau nu înseamnă istoria. Vă mulțumesc. În fine, există un alt capitol care pentru inițiație este la fel de pasionant, anume al relației între Lucian Voie, pe de o parte, și istoria imaginarului și literatura de anticipație. Pentru că unul dintre paradoxurile culturii române în comunismul târziu este că studiul anticipației și al imaginarului de anticipație a reprezentat una dintre nișele în care ideologizarea era mai puțin prezentă. M-am adus aminte de mult de tot, una dintre lecturile noastre preferate era Almanacul Anticipația, cel care a venit în prelungirea colecției de povestiri științifico-fantastice. Și profesorul Cian Boia a intrat în dialog cu această lume extrem de interesantă, de vie și de polifonică a autorilor și comentatorilor de science fiction. Apoi, în această carte veți descoperi descoperirea imaginarului, pentru că tot ceea ce a reprezentat revelația Lucian Boia după 1989 este, de fapt, consecința logică și organică a unui travaliu de dinainte. Și aș vrea să ne vorbiți puțin despre, odată, despre această întâlnire cu anticipația și, în doilea rând, despre întâlnirea cu imaginarul și cu marile teme care vă vor marca discursul în decenile care urmează. Și aici tot întâmplarea este de vină. Nu, inițial nu m-am interesat deloc de imaginar, nu m-a interesat literatura de science fiction sau m-a interesat, dar pe un drum care nu se întâlnea cu cel al istoriei. Sigur, copil sau adolescent, vin, am citit cu pasiune pentru Verne, pentru Wells, dar astea erau niște lecturi pe care nu le aduceam în preajma istoriei de niciun fel. Era un alt gen de literatură. Altă preocupare, în orice caz, pentru mine, mi se pune legată de istorie. Tot toate țin de întâmplare, cum am spus, faptul că l-am cunoscut pe Marțiune, că am ajuns la Praga, că am ajuns a doua oară la Praga, când am cunoscut cu acolo pe Berza Avdev, cu care am avut o mână prietenie intelectuală și de colaborare. Și Berga, care era profesoară, mergea că de origine, dar trebuie să tăptăm, dar ți-aș profesoară la Universitatea din Nancy,
scris la un moment dat, era spre sfârșitul anilor 70, că la ei la Nancy un mic grup se ocupă de călătoriile pe lume, sigur, de călătoriile literare, imaginare, fantastice, de călătoriile reale spre lume. Ce ar fi, a spus ea, să ne atașăm și noi și în felul ăsta să participăm împreună la un proiect. Am luat cartea pe care nu știam de când eram copil, din tatăl meu, pusese în legătură cu familia Stan, e un roman al lui Stan, din 1914, un român cu răul pe lună. Nu e fabulos ca literatură, dar ce e interesant e că românul ajuns pe lună se întâlnește cu Marția. Și atunci am avut o scripire. Și i-am răspuns, spunându-i, nu, să mergem noi pe calea noastră, să lăsăm luna la o parte, să ne ocupăm de planeta Marte. Și asta a fost o descoperire extraordinară. Nu știam prea multe, cred că doar Războiul Lumilor am lăs. Dar e o întreagă literatură fabuloasă în secolul XIX, la începutul secolului XX, despre planeta Marte. Se credea că problema locuirii ei e rezolvată, dar marțienii existau și erau mult mai evoluați decât noi, oamenii de pe Terra. E o întreagă literatură, nu numai de ficțiune, ci de și științifică sau măcar de popularizarea științei, cum a practicat-o Calif Flammarion, un astronom, un mare popularizator al astronomiei, cu o influență imensă spre sfârșitul secolului al XIX-lea. Și în felul ăsta am cercetat, a fost o cercetare foarte serioasă și din partea mea și din partea ei și până la urmă am publicat împreună acel secol al marțienilor, a fost la o editură germană, mai mult pe Hiperbat, din Mică, și a fost începutul preocupărilor mele pentru imaginar și pentru descifrarea diverselor mituri din istorie. Mai târziu, mai precis, după ce am publicat istorie și mit în conștiința românească, asta a fost în 1997, am fost întrebat, mi s-au luat tot felul de interviuri, cum a venit ideea asta să mă ocupați de imaginar, de mituri. Răspunsul meu a fost invariabil, totul a început pentru mine pe planeta Marte. Și pur și simplu nu a fost un răspuns făcut doar ca să empateze sau să-i pună în fața unui paradox pe cei care mă întrebau, ci pura realitate. Călătoria mea în imaginar, o călătorie lungă, a început cu planeta Marte, a continuat apoi cu cărțile publicate înainte în Franța, explorarea imaginară a spațiului, sfârșitul lunii, asta înainte de 1989 și apoi altele, după 1989, mai refer la ele. Din punctul meu de vedere, n-am făcut science fiction, dar se pare că a fost într-un fel și science fiction, la fel cum burghezul lui Molière făcea literatură fără să știe. Se pare că și eu am făcut science fiction fără să știu și am povestit în carte un moment amuzant, Cristian Tudor Popescu, în 2000, cred, sau imediat după aceea, mi-a telefonat, publica un volum de eseuri de science fiction, solicitându-mă o introducere pentru această carte, la care eu i-am răspuns în toată cinstea că nu mă simt competent. Cum să nu fiți competent la acest eseu? Din potrivă, sunteți singurul care ați mai rămas, ceilalți au plecat, au murit, sau nu știu ce au făcut. Deci eram, se pare, singurul, sau să nu exagerez, printre puținii autori de science fiction. Acum cititorii vor decide. Eu mă consider totuși istoric, dacă ești puțin science fiction, nu strică, fiindcă orice text poate deveni izvor istoric, depinde de domeniul cercetării. Vă mulțumesc. Cred că acesta este un perfect cuvânt de încheiere, pentru că dacă există o lecție pe care dumneavoastră o oferiți, este aceea că orice material, chiar și modest în aparență, reprezintă o poartă de acces către un domeniu care poate fi extrem de ofertant intelectual. Și să știți, Cristian Tudor Popescu a dat dreptate, nu are dreptate tot ceea ce spune, dar în cazul dat cu siguranță are dreptate, pentru că, să
spunem alături de Sorin Ambrosiu, un alt personaj intelectual care a marcat acel moment istoric. Să știți că pe poarta science fiction-ului au intrat deghizate alte zeci de discipline care nu ar fi putut să pătrundă în acest domeniu atent controlat al comunismului și aparentul escapism a fost de fapt o lecție despre libertate și privind retrospectiv, cred că este unul dintre episoadele carierei noastre intelectuale care a rodit cel mai mult, pentru că dintre cei care v-au admirat atunci, cu siguranță dintre aceia se numără și cei care vă admiră și acum. Ați făcut bine că n-ați așteptat postul data ca să vă construiți acest discurs pe neorealistic. Este o formă de curaj. Eu vă felicit, cred că și cititorii vor descoperi acest curaj al introspecției și așteptăm continuare, cum se spune în serialele de astăzi, cu Cantiner, pentru că totul trebuie să ajungă la zi. Da, cred că va trebui să continuă aceste memorii, sau cum să le spun. Am rezolvat două sferturi de veac, o jumătate de veac. Ar mai fi încă un sfert, pentru încă un sfert, adică al patrulea sfert de veac, că